deci până dimineața la toți, noi ne-am trezit. Acum mergem, spălăm pe dinți, mâncăm ce trebuie, mâncăm sănătos în primul rând și apoi mergem mai departe la ore. Ne pregătim pentru antrenament. Astăzi simt că o să fie un antrenament foarte tare. O să dăm la maxim. Deci am ajuns la sală. Acum o să băgăm un antrenament foarte bun. Strong style. Yo. Facem o film cu 60 kg, maximal primul set. Mai apoi o să vedem mai departe. Very strong man. Poi nu pot ține camera. Nu pot ține, bă. Let's go, Iuli. Cât are? Cât ai? Până la urmă, cât ai? Cât ai? Vezi? Uite, 24 de kg, 10 ori. Cât ai făcut, Miș? 6. Rebonamentul de bus. Cât îl plătești? A, 70 pe lună? Da. Mai. Tu? Mm-hmm.
cu două ore pe tăierul ăla. Arată bici. Stai. Deci am terminat antrenamentul de astăzi. Acum suntem obosiți, mergem să mâncăm ceva. Iulic merge mai departe la alt antrenament. Eu merg acasă că mă așteaptă mașina. Așa că băieți, mergem deja acasă. Afară deja se înnoptează. Noi suntem obosiți, dar ne simțim super, super tare. Deci prieteni, am ajuns deja acasă. Deci după ce mâncăm ne băgăm puțin la lucru, avem puțin de lucru la laptop, apoi deja o să ne culcăm, căci mâine avem o nouă zi, o zi productivă, frumoasă și trebuie să ne culcăm, să ne împlinim somnul, ca mâine să ne simțim foarte bine, să putem să
să mergem mai departe, să ne apropiem cu încet încet spre scopul nostru. Așa că deci, prieteni, vă urez o seară minunată mai departe și noapte bună tuturor, să aveți cele mai bune visuri. Pa, pa!